Și am primit și o masă de pomană ca să-ți o mâncare în ea și ce să fac? Mi-am zis, băi, măi, mărătule, nici tu n-ai casă, nici eu n-am avut. Băi, mă, că rup de la mine și nu mai fac masă și i-am făcut-o lui Coteț. I-am scos o ușă, n-avea și el ce să doarmă. Aha. Haide, mă, lasă, că spun, ți-o înveresc eu cu folie, dar de când ai schimbat tabla, îi pun niște table de-asta și îi fac și lui un două ape, așa, îi modific și lui. Zici că ai avut și probleme și cu câinele, facem aici am probleme și cu câinele, că am dat niște mâncare de aia de câini, cam multă și era gata să dea urtul popișa asta. L-ai umflat de mâncare? L-am umflat de mâncare, că se zălucise piele, lucea blana pe el, zic, Doamne, zic, moare ăsta, zic, ce mă fac, cine mă păzește de porci? Dar cât i-ai dat? I-am dat dimineața, dar se prânz și seara, uite așa, câte doi pumni așa zdrave. Că dacă am avut de unde să iau de mâncare. Mâncare, cum se numește? Nu mai da asta, mâncare de câine. Așa. Uite, mânca, bruzli, rodeala de alea, ca la bomboane de alea, până când a început să scoată limba, afară nu mai putea, să uita la lungă așa la el, că ia-i dau de alea. A, păi i-am dat? I-a zis, măcar ți-am dat, apă ți-am dat, ce boală vrei să-ți mai dau? Și a crescut bruzli, parcă cei că l-ai umflat cu pompa. Le-am întrebat pe Ramona, măi Ramona, nu cumva a venit un câine și tu l-ai legat și el a plecat? Nu e mă, ce ăsta-i câinele. Măi, zici că l-am umflat cu, i-am pus apă la rădăcinele ăsta, așa a crescut. Și era de la... Dar bruzli, da, că veni și la tine. De la bomboane, da, nu? De la bomboane a crescut așa în halul ăsta. Deci dacă îi mai dau un cocură de asta, s-ar putea să nu mai intre pe poartă de frica lui. Ai renunțat, dar acum îi dai mai puțin, nu? Nu, acum nu-i mai dau deloc, momentan, că s-a terminat ce am avut. A, l-ai trecut pe ce? Am fost plecat până la bățeasă și a rămân la pensia și i-am dat drumul că zic, nu știu că stau să nu moară de foame și punga era pe masă. Când am venit de la bățeasă și bombonul era pe jos, s-a înfruntat singur, cred că și-a luat singur cât i-a trebuit. Să revenim la casă,